și numit de scris. Așa se numește cartea domnului Dante. Și aș vrea doar să ne comunice, nu să ne excomunice. Să încerc să nu. Imposibil să nu mă gândesc la rostirea lui Serge Moscovici pe care a sărit aici, cu atât mai mult cu cât impresia mea este că poezia se citește din ce în ce mai puțin și că, în general, literatura parcă iese din viața oamenilor. Mi-amintesc că și Heidegger a făcut o afirmație similară, vorbind despre tehnică, ca despre o putere pe care nu o mai controlăm, care mai mult ne controlează. Pe seama ei punea acest timp al actualității, acel Zeit der Dürftigkeit, timp al puținătății spirituale, al sărăciei. Și, bineînțeles, revenea și la Hölderlin cu acela, ce bun poezi, sărac. Și mai spunea ceva, de aceea mi-am amintit, evocat afirmația lui Serge Moscovici, numai poezia nu mai poate să arată. Suntem într-o lume lăsată în cădere și într-o cădere care nu știm unde duce. Într-adevăr, și eu cred că fără poezie vom dispare. Cum să vă citesc și eu? Ce-mi cade în mine? Și ce dacă a apărut cartea cu indice de nume, cu erată și tot acolo? Nu? Încă n-am timp să mă bucur, nu mă bucur, n-am vreme. Trebuie mai întâi să duc gunoiul, să scol vasele, să-l aștept pe el de citește lumina, să caut unde naiba o fi fărașul și mătura, că trebuia să duc și aspiratorul ăla reparat, deci să aștepte, evenimentul să aștepte, că el n-are ce face, să vină deci după amiaza, să vină, mereu vine ceva din afara mea, din afarul meu, din afarul tău, altora sau nu știu cui. Sub continuă supraveghere stau la voia din afarului, la tâmplă cu forțele lui punitive și uite așa încep să semăn cu poetul Virgil, ba chiar am momente când parcă respir, în sufrageria lui lângă dulapul pe care îl muta zilnic, uneori îl ducea direct pe terasă, poetul Virgil. Dar desigur pentru asta nu am destule dotări și n-am infinit, doar dumnealui știa să scape de din afarul lui. Ar trebui să-mi arăt fotografiile, să-mi refac la doctor chipul, privirea, fața și viața, să-mi le schimb până în cele mai mici amănunte, dar regretele au mereu ceva sumbru. Așadar îmi e dor de poetul Virgil. Sigur v-am spus despre carte, a fost la cioșcu cu reviste și cărți, doamnele acelea sunt foarte amabile, însă iar sunt pe care să uit că am treburi, prin urmare, când mă trezesc dimineața, fac inventarul, l-ancien comedii, pursuise zahori de divise idei, în stânga am niște cuvinte, în dreapta voi ține cu fermitate copacii bătrâni să nu aibă prea multe libertăți, pentru că de fric și de foame ne plângem cam toți, dar sunt un ins ocupat să nu uit articolul pentru revistă și, desigur, și analizele, apoi ședința comitetului de bloc, de din fereastra deschis, aud glasurile vecinilor și vai, astea sunt amănunte și sunt derizori, deci încă nu mă bucur, nu, încă nu. De ce credeți că divaghez? Pot să-mi rememorez copilăria, tristețile când mi se strica bicicleta, dar ne aflăm în decembrie și toate acum parcă vin mai de departe, carența și înălțarea într-o înțelepciune și strigătele morții pe un nisip volatil, spălpafurile, castoanele de supă, ceștile de cafea și tigăile, astea scrinoase, încerc să descriu o istorie muzicală, apa caldă, iarăși nu curge, precizie cu adevărat plină de neprevăzut și când te gândești, nici nu m-au invitat la cine, ca să pot să-mi amintesc că îmi trebuie în fiecare noapte un înger păzitor,
fără să-mi întoarcă privirea, copacii mă aruncă pe o frunză magnetică să nu uit detergentul de vasă, să nu uit ștergătorul, spălătorul de sârmă, limbajul meu tehnic e încă pasiv, am ezitări, am lapsusuri, am care au gheoșeni în exprimare, nu, asta chiar nu, covoarele n-am să le bat, există locuri lăuntrice unde nu vrei să mai intri, acelea sunt sinuturi de nepătruns. Chiar o cutie goală de conserve are ceva înspăimântător, un zâmbet știrb, o alunecare ucigașă de pământuri. Și după ce am spus și am făcut toate astea, printre picături, totuși mă voi gândi la ceva. De câte ori se deschide o ușă, apare, a zice, Pontul Virgil. Îl văd cu dulapul pe care îl muta în fiecare zi, într-o altă odaie. Stătea în drumul taberei, la un bloc. Noaptea vecinii băteau un caloriter, boxele urlau geamparale. Există răstincuri și în adorație și discontinuități. El fluiera cântece stranii despre ghiomul, cu mici istorii sumbre și negligent redactate. Ca întâmplare imprevizibilă, dangătul ploii pe acoperișul atelierului de tablă zincată, avea mici chireituri vesele, în ele poetul găsea, fără de margini, o pace, zmindeala de crida zile și încă ceva, poate ifosul galben al morții. Aragazul se spală mai greu, oasta, care cred că e un fel de sodă caustică, puneți mănușile, puneți ceva, altă cine știe cum o să iasă, dat fiind că poetul n-a avut niciodată nimic, de unde dulap, că nici pat nu avea poetul Virgil, dormea pe jos, în preșul de cârpe adus de o femeie, și totuși istoria este necuțătoare, de câte ori se scrie, dacă se scrie, nu întrebați cum. Dulapul s-a vândut pe bani găi la Muzeul Literaturii, chiar biograful l-a vândut, sau poate un prieten, sau poate un alt poet, Virgil, la fel de trist, la fel de muritor, la un loc cu urma frunții rămasă pe geamul de la bucătărie. Când am ajuns în fine să scot tigaia de prăjit, s-a făcut seară, cum se schimbă chipul obiectelor casei, ce hierarhic capătă ele brusc, ce ritm planetar. Noapte de noapte, poetul Virgil traversează grăbit bulevard și intră preocupat să-și împingă iarăși dulapul prin holurile pustii, să-l urce, să-l coboare pe scări. Vai, aici nu există nicio terasă să-l scoată la aer. Noapte de noapte, poetul Virgil își mută dulapul prin încăperile pline de umbră ale Muzeului Național al Literaturii Române. Câteva vreme poetul Virgil își mută foarte greu de la poate. Își mută și muzeul. Tot cu muzeul. Acolo au încetat să mai creadă. Noapte de noapte, rumorile mulțimilor de obiect oființuri au invadat lumea. Aproape savantele, buldozerele construiseră templele mari, recitând fără încetare scripturile și rostirile din vechimele prorocilor. Așa că n-au mai existat pământul și cerul și nouă. Și astfel l-au dus pe dealul numit al căpățânii. La ora de ceai, negustorii și portăresele vociferau, meseriașii își întaseră în vrednicire, se auzea regetul salvărilor smurg pe bulevarde, din cufere uitate în magazin au început să iasă îngeri. Minorile și contrabașii cântau în surdină. Eli, Eli. Și astfel l-au dus pe dealul numit al căpățânii. În aprozare nu mai erau nici zvonuri de marfă, jurnaliștii se specializau în deontologii planetare ca să vorbească apoi ani de zile cu umbrele cuvintelor lui. Se confiscase însă toate biletele de intrare, oficiali având locuri rezervate în scaun. Ia-l și răstignește-l, strigau activiștii și cei care toată vara ridicaseră bannere și lipiseră afișe, după câte un berbec își puseseră pe față capul tăiat al berbecului. Ia-l și răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Aulădiile întind lung, singurate ca lor melopeie. Eli, Eli. Și astfel l-au dus pe dealul numit al căpățânii. L-au ridicat pe un timp al răsfrângerilor. Președinții depozitelor cu ridicata reclamară inexplicabilă a pierdere a resurselor locale. Parchetul, mascații și poliția de frontieră intrau în alertă pentru că fizicul Kafka umplea sacaua cu apele Stixului. Ia-l și răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Echehov, Eli, Eli. L-au pozat în tabloidele lor,
i-au organizat campanii de promovare, dezbateri, talk show-uri, i-au descoperit arborele genealogic, dosarele părinților despre care nu se știuse chiar totul. În fine, i-au intervievat fostele secretare, mironosițele, relațiile de afaceri, la contrafagot se intona un andante. Și astfel l-au dus pe dealul mult al căpățânii, mici așezări uitate de lume, învățau secreta sonoritate a numelui, aveau să se ridice și să plece în lume cu ea. Urănile de la mâinile și picioarele lui, cu pașaportul de tip nou, biometric, și pentru că nu se știuse că Max Benze descoperise o nouă estetică și că dodecafonismul serial nu fusese încă imaginat, industriile de cuvinte fabricate în serie l-au întrebat ce este adevărul, dar nimeni nu aștepta nici tăcere și niciun răspuns. Și abia acum înțelegem cât de înțelept își alesese argumentația procuratorul, cum avea să răspundă el marilor interogații. Purui automobilele în cimitire, toate câte nori acum au murit în alt timp, pe fruntea tuturor grailor, Eli, Eli, la masa Bactani, în derivă ființa, în derivă, pastus et sepultus est. La viola d'amore, din sună de albe în bernă, și astfel l-au dus pe dealul, numit al căpățânii. Ia-l și răstignește-l, răstignește-l, ființă fără de care nimic mai presus nu se poate gândi. Așteptăm înserarea, timpul să le trage încet din calendare, în derivă ființa, în derivă, în derivă. Durerile lumii se confiscă încet, pas cu pas, bucată cu bucată. Dar ce tot vorbesc? Ce vorbești? Ce vorbiți? Ce vorbim? Introibo ad altare Dei.